cuvinte pe bine istoria Sfântului Apostolul Evanghelist Luca. Through the prayers of the Holy Glorious and praiseworthy Apostle and Evangelist Luke, may God grant you to proclaim the good news with great power for the fulfillment of the gospel of his beloved Son, Jesus Christ. Lord, peace be unto you.
slujitori, astăzi este ziua cea mare pe care, de bună seamă, mulți dintre dumneavoastră ați așteptat-o cu drag și, de bună seamă, și mitropolitul nostru și episcopul și preoții cei împreună cu noi slujitori au așteptat să participe la acest minunat praznic, la această minunată zi, în care ierarhii noștri au binecuvântat și au sfințit biserica noastră. E urmarea sudoarei fiecăruia dintre dumneavoastră, a tuturor. Nu este neapărat un merit al meu sau al celor care împreună cu noi slujesc, ci este un merit și al dumneavoastră, al tuturor celor care ne-ați ajutat, ați participat și ați făcut ce a fost mai frumos ca să împodobim această biserică și să o aducem la starea la care este. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate, în primul rând, pentru că fără Dumnezeu nu puteam să facem nimic. Am trecut prin perioade destul de grele, prin perioade destul de vitrege în anii care au trecut și totuși Bunul Dumnezeu nu ne-a lăsat. Am trecut prin perioada pandemiei când nu am încetat să slujim în această biserică. Am trecut, iată, învierea Domnului în mijlocul pandemiei. Creștinii noștri au putut să vină în fața Sfintei noastre biserici și să primească lumină, Paști, au luat și salcia care nu o luaseră de flori, anafură și binecuvântare, iată, de la Sfânta noastră biserică. Am trecut prin toate aceste zile destul de vitrege, dar am venit, iată, la lumină. Bunul Dumnezeu ne-a adus înapoi la lumină. Și am ajuns bine cu binecuvântarea Domnului să fim binecuvântați și noi în această deosebită zi, în această sfântă zi. Să vă dăruiască Dumnezeu multă sănătate tuturor, familiilor dumneavoastră, copiilor dumneavoastră și mulțumesc preoților noștri împreună cu noi slujitori, corului, seminariștilor și tuturor care ați participat la ceea ce, iată, vedeți astăzi pictura bisericii, catapeteazma, toate cele pe care le vedeți, ușile, Sfânta Masă, sunt trudă a mâinilor dumneavoastră. Sunt aici creștini de-ai noștri care au făcut multe lucruri deosebite, care s-au jertfit pentru biserica noastră. Nu o să îi numesc pe toți, dar va veni timpul când va trebui să îi numim pe fiecare, să le mulțumim și să ne rugăm pentru ei, pentru sănătatea lor, pentru familiilor lor, pentru copiilor, pentru toți lor, pentru toți cei dragi ai lor, pentru că s-au jertfit să înfrumuseteze Sfântul nostru Lucaș. Și așa cum a spus în al preasfințitul Antonie, iată, venim în Împărăția lui Dumnezeu. Când călcăm în Sfânta Biserică, călcăm în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că începem de fiecare dată Sfânta Liturghie cu binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnul și Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Doamne ajută!